Он дисбатерил против коллегу нашу, Ильян Кашу. Я дал ему вопрос. Мой Кавкалю. Щей ку апартаменту дим Букурешти, Румыния, страда аллея Тейшань, 274 линии 288, блоку А39, дака жорай уйтат, етажу 1, апартаменту 13. Că, ca și eu spus direct, că 50% din acest apartament îl deține Cavcaliuc, 50% îl deține un membru de-a familiei de lui. Întrebarea mea, am așteptat să fie depusă, am studiat declarațiile anterioare de averea lui Cavcaliuc, am așteptat să o depui și pe asta ca candidat la funcția de deputat, și astăzi noi am sesizat Procuratura Generală, avocații, iată, au venit, îmi spun că au depus această sesizare pe numele Procurorului General și o sesizare la ANI, în care noi cerem să fie făcută comisia rugătorie în România, care sunt sigur că va confirma nu doar că Cavcaliuc este proprietar a unui apartament de lux într-un cartier rezidențial nu departe de Otopeni, din București, dar și faptul că el are și viza de reședință acolo, cu pașaportul lui românesc. Așa că jură spusele tale Lucașu, că nu țin minte, că am avut multe deplasări în România, în Olanda, și puteam să fi văzut în diferite locuri. Cu văzutul, noi azi vorbim altă dată. Acum concret, el a tainuit acest bun și nu l-a indicat. În declarație este un apartament de lux. Doi, am cerut Procuraturii Generale să verifice cum au ajuns banii în România pentru a procura acest bun într-un cartier rezidențial? Și trei, proveniența banilor pentru a cumpăra. Cavcaliuc l-a cumpărat acest apartament imediat după ce Plahotniuc a fugit din țară în 2019. Da, concret l-a procurat în luna decembrie. Eu fac un apel și la toate mass media din Republica Moldova, puteți foarte ușor să verificați, vorbiți cu colegii voștri din presa din România, care sunt sigur că vor ajuta să obțineți și confirmări că tot ce am spus eu este adevărat.